dori să ne ridicăm în picioare ca să lăudăm numele Domnului. Tu ești cel ce ai fost din veșnicii, Tu ești cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu creator, numai Tu ești pe veci mântuitor. Tu ești cel ce pe mare a umblat, Tu ești cel ce din morți a înviat, numai Tu ești așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău și orice națiune se va plânga, întregul universul va declara, acum și în veci, gloria Ta. Tu ești cel ce ai fost în veșnicii, Tu ești cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu creator, numai Tu ești pe veci mântuitor. Tu ești cel ce pe mare a umblat, Tu ești cel ce din morți a înviat, numai Tu ești așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine,
Slăvit și lăudat să fie Domnul Slavei! Mulțumim Bunului Dumnezeu că și în această dupămasă, prin îndurarea Lui și prin harul Lui, prin ajutorul Lui, am ajuns la casa Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să deschideți împreună cu mine Biblia la cartea Eclesiastul, capitolul 8, și aș vrea să citesc primul verset. E adevărat că de multe ori, privindu-ne unii pe alții, avem această opinie unii față de alții. Ești cumva supărat? Văd pe fața ta o întristare. Și de multe ori răspundem, da, sunt bine, așa de pe buze, fără ca poate să ne gândim mai adânc la întrebarea pe care ne-a fost adresată. Poate sunt multe îngrijorările din viața noastră, poate sunt multe problemele cu care ne confruntăm, dar aș vrea să privim la acest verset și să vă aduc câteva îndemnuri din acest verset. Eclesiastul, capitolul 8, versetul 1. Cine este ca cel înțelept? Și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îl luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Citeam versetul acesta acasă și am căutat să înțeleg mai mult ce înseamnă înțelepciunea aceasta omului care îi luminează fața. Și dacă căutați în Sfânta Scriptură, vedeți că înțelepciunea aceasta care vine de la Dumnezeu, frica de Domnul, poate să-ți lumineze fața. Și mă gândim, oare cum este omul care are această frică, această temere de Domnul? Omul acesta care are această frică, această înțelepciune la Dumnezeu, omul acesta este, în primul rând, un om care îi se luminează fața. Și m-am dus cu gândul la Moise, în capitolul din Exod, capitolul 34, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 34, cu versetul 29 și 30, spune: Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aaron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Mă gândeam că un om care se teme de Domnul, un om care are frică de Dumnezeu, un om care are parte de înțelepciunea lui Dumnezeu, este un om care stă în părtășie cu Dumnezeu. Omul acesta, Moise, atunci când a coborât de pe munte, fața lui îi strălucea. Eu aș vrea în această seară ca în locul acesta, în Biserica lui Dumnezeu din Chintenar, să fie oameni care să stea în părtășie cu Dumnezeu. Să fie oameni doritori de a sta de vorbă cu împăratul, cu regele nostru, Dumnezeu să fie lăudat. Omul acesta, când a coborât de pe munte, se vedea această strălucire pe fața lui și al doilea verset spune: Aaron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Un om care are părtășie cu Dumnezeu, un om care stă de vorbă cu Tatăl, are autoritate în fața celorlalți. Și citind versetul acesta din Eclesiastul, spune că asprimea feței îi se schimbă. De multe ori parcă suntem supărați așa privindu-ne unii pe alții și ne vedem aspri la față. Poate să fie acest motiv de multe ori că am pierdut părtășia cu Dumnezeu. Atunci când ai o părtășie cu Dumnezeu, atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu, fața ta ți se schimbă, fața ta strălucește ca lui Moise. Să vă mai dau un exemplu din Faptele Apostolilor, capitolul 6, despre Ștefan, un om care se temea de Dumnezeu, versetul 5, Eclesiastul, Faptele Apostolilor 6 cu 5. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări, a ales pe Ștefan, bărbat, plin de credință și de Duhul Sfânt. Versetul 8. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Cum este omul care are părtășie cu Dumnezeu? Este plin de puterea Duhului Sfânt. Este un om care prin el Dumnezeu face semne mari și minuni în popor. Dumnezeu să scoată în lucrarea din locul acesta, în comunitatea din locul acesta, oameni plini de puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Același Ștefan, dacă priviți mai departe în capitolul 6, versetul 10,
Dar nu puteau să-i stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el, un om plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. De asemenea, versetul 15, toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Și dacă citiți mai departe în capitolul acesta și în următor, vedeți că și în pragul morții, atunci când oamenii aceia au început să arunce cu pietre în el, omul acesta, Ștefan, plin de puterea Duhului Sfânt, plin de înțelepciunea de la Dumnezeu, plin de putere de la Dumnezeu, omul acesta a putut să spună că, Doamne Dumnezeule, nu lua în seamă păcatul acesta acestor oameni. Haideți în această seară să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să avem această părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Având această părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi, vom fi oameni pe fețele noastre să se vadă bucuria Duhului Sfânt, să se vadă puterea și autoritatea Duhului Sfânt în viața noastră. Aș vrea să venim în rugăciune și Dumnezeu să lase această bucurie și autoritate peste fiecare. Amin. Să ocupați locurile și vrem să continuăm închinarea noastră și în această seară și am vrea ca grupul de laudă să pregătească să laude pe Dumnezeu cu o cântare, apoi pentru rugăciune în seara aceasta îl avem pe fratele Elias Moldovan, el ne va sluji după cântare printr-un îndemn la rugăciune, apoi pentru următoarea rugăciune pentru fratele Ciprian Dobre, de asemenea va sluji lui Dumnezeu și pentru cuvânt de predică îl avem pe fratele Lucian Clinciu. Dumnezeu să îi binecuvinteze pe toți și pe noi toți deodată, slăviți să fie Domnul!
brațul pus. Numele Tău proclamă Duh de viață. Numele Tău se ridică o armată. Oase-n poate îți ridici un popor să te slujească acolo. Slăviți și onorați să fie în numele Domnului. Mai întâi de tot, aș vrea să mulțumim Domnului pentru că încă o zi ne găsim în casa Lui, încă o zi am avut oportunitatea de a veni în casa Lui să putem să-L lăudăm prin cântare și să vorbim cu El în rugăciune. Când mi s-a spus că trebuie să fac îndemn, am deschis cuvântul Domnului și am cerut Domnului putere și un cuvânt, și iată că am deschis Biblia la Ezechiel 34, de la versetul 11 până la versetul 19. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta, cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate. Așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Le voi scoate din popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți al lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi îmi voi paște oile. Eu le voi aduce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi și pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le păzesc pas cum se cade. Și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbec și țap. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunei voastre, că beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele? Și oile mele trebuie apoi să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre. Din cuvântul acesta, primul verset, care vorbește, că așa vorbește Domnul, ar fi o introducere, fiindcă Dumnezeu este păstorul nostru. Dumnezeu a venit la noi și ne îngrijește ca oile sale, fiindcă noi suntem turma lor. Mai în jos, în versetul 12 și 13, ne vorbește cum Dumnezeu ne vrea să fim uniți. Dumnezeu niciodată nu vrea ca biserica Lui să fie separată. O oaie, când este singură, atunci e atacată de lup, nu când este într-o turmă. Dumnezeu vrea ca noi în biserica noastră și între alte biserici să fim uniți, fiindcă diavolul stă la târcoale ca să ne atace, dar noi, dacă suntem uniți, Dumnezeu ne va ajuta. În versetul 14 și 15 ne vorbește că Dumnezeu este bun, Dumnezeu ne va paște într-o pășune bună și stâna lor va fi în munții înalți al lui Israel. Aici Dumnezeu ne va da din apa Lui, și apa Lui care înseamnă cuvântul, și din pășunea Lui care înseamnă Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne lasă niciodată părăsiți. Dumnezeu ne va da și ne va păstori bine. Mai în față, în versetul 16,
Dumnezeu ne spune că voi căuta pe cea pierdută și voi aduce înapoi pe cea rătăcită. Dumnezeu, când noi ne pierdem, nu ne va lăsa niciodată părăsiți. Chiar dacă suntem foarte departe, noi ne credem că biserica nu are nimic de a face cu noi, suntem răniți și părăsiți de oameni, Dumnezeu totdeauna este cu noi, în inimile noastre, și Dumnezeu ne îngrijește și ne poartă de grijă. Dar, în următorul verset, Dumnezeu ne vorbește că El e și drept, El va judeca. De ce spun că ne va judeca? Fiindcă în ultimii verseți, în 18 și 19, Dumnezeu spune că de multe ori noi înșine călcăm în picioare cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă și Duhul pe care El ne-l dă. Dumnezeu ne cheamă nu ca să călcăm și să tulburăm cuvântul pe care El ne-l a oferit, ci ca noi să lăsăm pentru celelalte oi, pe cei care va veni după noi, ca să poată să pască liniștiți. Dumnezeu de aceea este un Dumnezeu drept, fiindcă Dumnezeu vrea ca toți să aibă aceeași oportunitate. Încheiând îndemnul pe care l-am adus, aș dori să ne rugăm, concluzionând, ca Dumnezeu să ne ajute și să ne dea înțelepciune, fiindcă Dumnezeu e bun, dar noi trebuie să ne lăsăm păstoriți de Dumnezeu. Amin, să ne rugăm în picioare, să ne ridicăm și să ne rugăm.
viața mea cu tine bucurie. Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas. Mă-ntorc dacă vorba Te lor ne vor veni. Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas. Viața mea cu Tine este pace. Nimeni nu ne poate despărți. Foametea sau lipsa, dacă vor veni, nimeni nu ne poate despărți. Viața mea e mâna Ta, nimeni n-o va lua. Orice vremuri vor veni, veșnic Te voi iubi. Viața mea e mâna Ta, nimeni n-o va lua. Orice vremuri vor veni, veșnic Te voi iubi. Viața mea cu Tine-i bucurie. Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas. Cânturi dacă vor bate, lor ne vor veni. Doamne, Tu ești tot ce mi-a rămas. Viața mea cu Tine este pace. Nimeni nu ne poate despărți. Foametea sau lipsa, dacă vor veni, nimeni nu ne poate despărți. Viața mea e mâna Ta, nimeni n-o va lua. Orice vremuri vor veni, veșnic Te voi iubi. Viața mea e mâna Ta, nimeni n-o va lua. Orice vremuri vor veni, veșnic Te voi iubi. Viața mea e mâna Ta, nimeni n-o va lua. Orice vremuri vor veni, veșnic Te voi iubi. Slăvit să fie Domnul! Știind că voi fi la îndemn în această seară, m-am gândit ce ar fi de folos pentru tineri în primul rând, dar și pentru întreaga biserică. Și m-am gândit la credință și am găsit un text care se găsește în Iuda, capitolul 1, începând de la versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Să știți că într-o vreme ca aceasta, așa cum ne îndeamnă și Cuvântul Lui Dumnezeu, sunt oameni care caută să schimbe Cuvântul Lui Dumnezeu, să schimbe harul Lui Dumnezeu și spun că se poate oricum. Iisus a venit pe acest pământ și a trasat calea. Nu există altă cale decât calea cea îngustă. Și aș vrea să ne unim în rugăciune, să cerem Dumnezeu să ne dea această putere și nouă, să putem să fim din acei oameni care sunt evlavioși, nu neevlavioși, acei oameni care păstrează credința ce a fost dată sfinților.
Și am mai găsit ca exemplu un tânăr care avea un astfel de credință și o găsim în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Vedem că Dumnezeu are oameni care rămân credincioși și păstrează această credință care a fost dată bunicilor, părinților noștri. De aceea haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem această putere, să păstrăm această credință, pentru că este o mare responsabilitate. Ceea ce facem noi astăzi rămâne pentru generația care va veni. Intrăm în rugăciune. Amin. Aș vrea să-l rog pe fratele Emanuel Moldovan să mulțumească lui Dumnezeu pentru timpul acesta de rugăciune și am vrea ca să
Să ne încredințăm în continuare în mâna lui Dumnezeu pentru cântările de laudă, pentru cuvântul de învățătură și din seara aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare. Slăviți să fie Domnul. Este sus. Mă voi ruga eu și... Doamne Tată, stăm înaintea măreției Tale și Îți mulțumim. Îți mulțumim, Stăpâne Ceresc, Doamne, că Tu ai fost cu noi până în clipa aceasta. Îți mulțumim că Tu, Doamne, Dumnezeule, dai biruință, Dumnezeule, în lucrarea Ta din locul acesta. Îți mulțumim, Duhule Sfinte, că Tu ridici, Doamne, tineri și tinere, Doamne, care să ducă mai departe credința aceasta, Doamne. Îți mulțumim că Tu binecuvintezi lucrarea aceasta din Chintenar, Doamne. Este lucrarea Ta, este cuvântul Tău, Doamne. Este moștenirea pe care Tu ai pregătit-o în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim. Îți mulțumim că și în seara aceasta tinerii aceștia s-au pus la dispoziția Ta. Te rugăm să-i binecuvintezi. Doamne, au fost și alții care au fost rânduiți, Doamne, dar n-au putut să ajungă în seara aceasta. Te rog să-i binecuvintezi și pe ei acolo, Doamne. Și ne însoțești în această lucrare. Îți mulțumim că Tu binecuvintezi în continuare cântarea de laudă, Doamne, cuvântul Tău, Dumnezeule, care va fi rostit, Doamne, pentru gloria Ta. Doamne, Te rog să lași autoritate, Doamne, în vestirea cuvântului Tău. Îți mulțumim că Tu lucrezi în continuare în locul acesta, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi pe cei care nu sunt în locul acesta, Doamne. Să-i însoțești acolo unde sunt, Doamne. Poate sunt plecați, Dumnezeule, departe de locul acesta, Doamne. Păzește, ocrotește pe unul fiecare, Doamne. La întoarcere, Doamne, de asemenea Tu să-i păzești, Doamne. Îți mulțumim că Tu lucrezi în continuare în locul acesta și ne încredințăm în brațul Tău. Ne încredințăm, Dumnezeule, știind că Tu, Doamne, știi tot ce este mai bine pentru noi și în această seară. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Vă invit să ocupați locurile. L-am văzut adineauri, apoi nu l-am mai văzut. Cred că este sus la mama și copilul. Dumnezeu să fie cu el și acolo, sus. Haideți în continuare să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare și apoi corul bisericii de asemenea va lăuda pe Dumnezeu cu o cântare. Și vă invit și în această seară să veniți înaintea lui Dumnezeu cu jertfa pe care ați pregătit-o, cu cântarea de laudă, poezia. De asemenea, după corul bisericii, Eduard și Elisa vor lăuda pe Dumnezeu cu o cântare. Și am mai văzut în seară, în sală, dintre dumneavoastră, care obișnuiți să mai lăudați pe Dumnezeu prin cântare și aș vrea să rog pe sora Anca, de multă vreme este plecată în Arganda, Domnul să o binecuvinteze, dacă are dorința să laude pe Dumnezeu cu o cântare, să-și aducă și ea jertfa înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, dacă mai sunt dintre dumneavoastră, vă aștept să îmi trimiteți un bilet. Amin. Privind în jur, eu văd iubirea Domnului și inima eu mi-o deschid să-L laud pe Domnul Cerului. Vreau să trăiesc în adevăr, să fiu mereu mulțumitor, zâmbind să le spun tuturor de-a Ta iubire. Privind la mulți, privind în jur, eu văd iubirea Domnului și eu mi-o deschid să-L laud pe Domnul Cerului. Vreau să trăiesc în adevăr, să fiu mereu mulțumitor, zâmbind să le spun tuturor de-a Ta iubire. Veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta. Eu văd iubirea Domnului și inima eu mi-o deschid să-L laud pe Domnul Cerului.
vreau să trăiesc în adevăr, să fiu mereu mulțumitor, zâmbind să le spun tuturor de-a ta iubire. Veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta.
De ce alege în astă lume lipsit de țintă fără plan? De ce zadarnici tu pe cale plăceri, tu vrei de atâția ani? De ce scurg lacrimi arzătoare și cer la oameni ajutor? De ce porți griji chinuitoare când poți să ai mântuitor? Aleargă mereu, mereu, nu te opri când e greu. Roagă-te lui Dumnezeu, te ascultă El. Aleargă mereu, plata lumii e durerea, deșertăciune e tot ce vezi, iar strălucirea lumii piere și atunci tu înșelate vezi. Vino la Iisus acum, scăpare în jertfa lui găsești, în dar îți dă o viață nouă, acolo mereu, mereu, nu te opri când e greu. Roagă-te lui Dumnezeu, te ascultă El. Alargă mereu, mereu, nu te opri când e greu. Roagă-te lui Dumnezeu, te ascultă El. Numai Domnul știe gândurile tale, numai Domnul, numai Domnul. Numai El șterge lacrimile tale, numai Domnul, numai Domnul. Transformă în biruință clipeluși de suferință. Doar El te-a purtat pe brațe, cel viclean să nu te-nhațe. El te-a smuls din întuneric, Domnul cel atotputernic. Numai Domnul ascultă rugăciunea taină, numai Domnul, numai Domnul. Numai Domnul îți albește a ta haină, numai Domnul, numai Domnul. Transforma
Natalia și Sebi vor lăuda pe Dumnezeu cu o cântare, apoi Ali Puțan de asemenea cu o cântare, apoi corul bisericii va lăuda pe Dumnezeu cu o cântare și apoi cântăm cu toții o cântare împreună, facem și colecta din această seară și în urmă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Lasă cuvânt
Tu mi-ești refugiul când sunt slab, Tu ești comoara ce o caut, Tu ești în toate,
Lăudați să fie Dumnezeu! Amin. Înainte de toate, înainte de a începe de a vorbi din cuvântul lui Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, vreau să mulțumesc acelora care s-au implicat prin rugăciune și aceia care s-au implicat prin sfat pentru facerea acestui mesaj, pentru ca Dumnezeu să lucreze, pentru ca Dumnezeu să îmi dea putere și să plecăm de aici toți zidiți spiritual. Cum bine știm toții, perioada tinereții este o perioadă care se caracterizează prin multă mișcare care se întâmplă. Dar decât să vă țin mai mult în picioare, cred că mai bine acum citesc pasajul și după aia ocupăm locurile.
Capitolul 8 din Proverbe, de la versetul 6 până la versetul 21, zice în felul următor. Este vorba despre strigarea înțelepciunii. Ascultați că ce am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemăna cu ea. Eu înțelepciunea am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Frica de Domnul este urarea răului, trufia și mândria purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Și vă rog să fim atenți la următoarele versete. De la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea, prin mine împărătesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc drăgătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției pe mijlocul cărărilor neprihănirii ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și le umplu visteriile. Amin. Și acum vă rog cu tot respectul să ocupăm locurile. Cum spuneam înainte, perioada tinereții este o perioadă care se caracterizează prin multă mișcare care se întâmplă. Ne văd părinții crescând, ne văd părinții plecând la un moment dat de acasă cu bicicleta cu prietenii, la 18 ani ne văd plecând cu mașina târziu către locurile unde mergem ca să ne petrecem timpul, weekendurile. La un moment dat ajung să ne vadă cum plecăm la facultate și după ani de zile ne întoarcem înapoi pe propriul nostru salar și părinții se bucură că ne văd realizați în viață. Ne văd la un moment dat oameni schimbați, copiii care de la 8 ani păreau plăpânți și mici, acum au 25, deja au familiile lor și așa mai departe. Și în toată această perioadă se întâmplă atâtea lucruri care ne gestionează modul nostru de a trăi. De fapt, predica din această seară are titlul acesta, Gestionarea relațiilor în vremea tinereții. Pentru că în această vreme cunoaștem oameni care ne vor băga cu un picior în rai sau care ne vor băga cu un picior în iad. De fapt, uitați-vă puțin la cei 12 apostoli care nu erau cunoscuți pentru noi, nu erau cunoscuți față de nimeni înainte ca Iisus Hristos să le schimbe viețile. Au ajuns să aibă o viață schimbată și o viață în care ei pur și simplu și-au dus calitățile la punctul culminant din cauza că Iisus Hristos a avut influența asupra lor. De asemenea, au fost alte personaje care în mod tragic s-au înhăitat cu cine n-au trebuit, așa ne învață Sfânta Scriptură și și-au găsit un sfârșit tragic, de exemplu Samson, care urmând prostia omenească, care nu se oprește din asculta lucrurile, care zic în felul următor, îmi place, vreau asta, mi-e poftă, s-a înhăitat cu cine nu trebuia. Cu o femeie care se numește Dalila și care l-a dus departe și care a făcut ca capacitatea lui spirituală să nu fie la punctul la care Dumnezeu a vrut. Pentru că Samson nu trebuia să aibă un sfârșit tragic, așa cum nimeni care îl urmează pe Dumnezeu nu are un sfârșit tragic. Am citit acest pasaj care este vorba despre înțelepciune pentru că vreau să înțelegem că este esențial ca în gestionarea relațiilor noastre să aplicăm ceea ce este numită înțelepciune și nu plăcere. Am zis înainte să fim atenți la versetele 14, 15 și 16 care spun în felul următor: de la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea, prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cărmesc regătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Cu alte cuvinte, persoanele care sunt puse de căpătâi, persoanele care au multă responsabilitate în această viață și care ne pot influența în mod indirect sau, de fapt, în mod direct, sunt persoane care au nevoie de înțelepciune. Persoanele lui Dumnezeu care au trebuit să aibă de-a face cu alte persoane au folosit de asemenea înțelepciunea. Uitați-vă la Iisus Hristos, care nu a venit din prima să le zică la cei 12 apostoli, vedeți că la un moment dat o să fiu pus pe cruce și de acolo vă descurcați voi câteva zile. Nu, mai întâi au crescut spiritual, au început să aibă încredere în Iisus Hristos, au văzut minunile lui Iisus Hristos, au văzut că este o persoană demnă de crezut și în clipa în care Iisus Hristos a descoperit că El are să fie mort temporal din punct de vedere trupesc, nu au plecat de la El în sensul definitiv, că după aia s-au întors, pentru că a fost nevoie ca iar Iisus Hristos să întărească. De fapt și Toma a avut nevoie de o prezență a lui Iisus Hristos ca să nu rămână în necredincioșia lui. Și am împărțit predica în trei puncte. Primul punct, relația cu familia. Punctul 2, relația dintre tineri, prieteni, cum vreți voi să spuneți. Și în ultimul punct, punctul la care știu că mai toți tinerii o să fiți atenți, relația între un tânăr și tânără în privința căsătoriei. Mai întâi, vorbind despre relația cu familia, vreau să fac o mențiune, și anume că este una dintre relațiile cele mai importante din viața noastră. Este atât de importantă această relație, întrucât zice Biblia că dacă vrem să trăim multe zile pe pământ și să fim bucuroși, ce va trebui să facem? Să ne cinstim părinții. Te rog, punem, te rog, versetul 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8.
Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Vreau să realizăm foarte bine că această relație are o importanță cheie. Nu se uită Dumnezeu la noi zicând, vezi că dacă nu ai grijă de părinții tăi, cumva te mai pedepsesc din când în când. Nu! Dacă vrei să dai dovadă că ești un pocăit adevărat, că ești un credincios adevărat, pune multă importanță pe modul în care îți gestionezi relația cu părinții tăi. Și zic părinții pentru că în seara aceasta vorbesc din perspectiva tinerilor, nu din perspectiva părinților. De asemenea, Marcu, capitolul 12, versetul 30 și 31, ne dă dovadă că una dintre poruncile cele mai importante este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și în locul 2, pe cine să iubești? Pe aproapele tău, pe aceea cu care stai în casă, aceea cu care ești obișnuit. Bineînțeles că atunci când vedem termenul aproapele tău, nu înseamnă neapărat părinți, frați și surori, înseamnă, de exemplu, cu cine mergi la lucru, dar se referă în mod implicit la cei care sunt lângă tine, cu care ai contact în mod constant. Relațiile acestea sunt foarte importante în ochii lui Dumnezeu și poate să ne determine pe noi foarte mult. Și mai ales trebuie să avem grijă că în relația între un tânăr și un părinte, și ăsta este primul punct, poate să fie limitată din cauza că părinții mai au greșeli în pregătirea lor spirituală. Și o să vedem imediat că nu exagerez și că nu sunt prea aspru atunci când zic acest lucru. Efeseni, capitolul 6, versetul 1, de la versetul 4, zice în felul următor. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului și te rog, lasă versetul 4. Atunci când citim, și voi, părinților, nu întărtați la mânie pe copiii voștri, lasă aici Biblia un semn de atenție că e posibil ca în relația aceasta copilul să se trezească într-o zi nervos peste limită pentru că părintele a greșit. Și e ceva normal. Nu e de condamnat atunci când părintele face o greșeală, pentru că doar nu închidem acum ușa în nas la cine ne pune farfuria de mâncare în fiecare zi. Doar că trebuie să fim atenți că această relație va merge bine atunci când amândoi pun iubire în relație. Relația poate fi întărită și păstrată prin creșterea spirituală a copilului. De exemplu, Luca, este vorba despre Iisus Hristos. Luca, capitolul 2, versetul 52, spune în felul următor despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Creșterea lui spirituală sau creșterea spirituală a copilului, a tânărului din casă poate compensa greșelile care părintele le face. Este ireal să ne gândim că copiii vor fi perfecți în copilăria lor. Este ireal să credem că părinții vor fi perfecți în pregătirea lor față de cum vor afrunta situațiile din viața noastră. Vor da greș, bineînțeles că vor da greș, doar că trebuie să ținem cont că vom da greș amândoi, dar trebuie să ne iubim amândoi, atât și părintele, atât și copilul. Nu fiți copii prea aspri cu părinții voștri, nu cereți perfecțiunea și sfințenia din partea lor întotdeauna, pentru că o să vedeți și voi pe pielea voastră ce înseamnă să fii părinte și atunci vă veți da seama că este cam aiurea să ceri perfecțiune întotdeauna. O perfecțiune care este prea ideală și la care oamenii nu ajung. 2. Relația dintre tineri. Înainte să intru deplin în acest subiect, vreau să vă spun că a te înțelege bine cu prietenul tău nu e destul. De fapt, e o greșeală destul de copilărească. Și vom vedea de ce, pentru că Biblia pune de manifest acest lucru în 1 Împărați, capitolul 12, versetul 1 până la 11. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon și în Egipt locuia. Au trimis să-l cheme, atunci Ieroboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Acum tu și rata această aspră robie și jugul greu pe care l-au pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El le-a zis, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei. Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îi dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui, cu prietenii lui. El a zis, ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa, ușurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el. Să spui așa poporul acestuia care ți-a vorbit astfel, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ne-l să le vorbești așa. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi vă-l face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane și cam atâta, mersi. Unii din bătrâni ziceau, lasă mai moale cu poporul, nu le mai face atâta rău și îți vor sluji, îți vor fi credincioși, vei fi un împărat care vei avea pace în împărăția ta, vei avea pace interioară.
Apoi merge și întreabă pe prietenii săi ce vrea să fac. Și prietenii săi care nu au stat lângă împăratul Solomon, nu erau înțelepții poporului, ce au zis? Dă-le pe coajă, fă-i praf, mai bag așa o pedeapsă, una, două. Pentru ce? Nu s-au gândit cumva că ei dacă îngreuiază jugul poporului, acest popor poate să se vadă afectat și printre persoanele care se văd afectate putea să fie și familia acestor tineri. El a ales să asculte de aceea cu care se înțelegea el bine. Sau cum zic spaniolii, vorba aia tipică lor, me cae bien. De ce cauză este prietenul tău? Me cae bien. Mă înțeleg bine cu el. Și totuși, oamenii cu care se înțelegea bine acest tânăr împărat au fost aceia care l-au sfătuit să facă ceva greșit. Greșeala lui se cheamă dezbinarea poporului. Poporul, de fapt, a fost dezbinat. Împărăția peste care era un singur Dumnezeu ajunge să fie două împărății, Iuda și Israel. De aceea, nu vă gândiți că dacă vă înțelegeți bine cu o anumită persoană, acea relație va fi una bună pentru voi. Acum, da, punctul 1. Trebuie să fie iubire. Proverbe 17:17 spune în felul următor. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca și un frate. Dacă vrei să gestionezi bine prieteniile tale, nu te uita la prietenii care au cel mai multe resurse, la prietenii care au cea mai mare pregătire spirituală, deși asta va fi un punct care voi trata după aia. Uită-te la cea care fac ceva pentru tine, pentru că este inutil ca să ai un prieten bogat care are milioane de euro în contul lui și nu cheltuie 5 euro pentru tine ca să te ducă cu mașina, ca să te aducă cu mașina de undeva din Alcatraz sau știu eu din apropiere. Nu te uita la oamenii cu care zâmbesc, dar care nu mișcă un deget pentru tine, pentru că până la urma urmei chiar și o laudă este inutilă atunci când acela care te laudă nu mișcă un deget pentru tine, să facă ceva pentru tine. Biblia ne încurajează să avem prietenii care ne sunt folositoare. Prietenul adevărat iubește oricând și la nenorocire ce face? Pleacă. La nenorocire nu-i merge telefonul, aia de la Digi tai minutele, internetul, nu poți să dai de el și trebuie să aștepți duminică să-l vezi la biserică ca să-i zici că te doare ceva, nu? Nu. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ce face? Și mai aproape de tine. Cu cât ai tu mai multe probleme, cu atât el este mai aproape de tine. Cu cât ai nevoie tu mai mult de el, cu atât el răspunde mai pozitiv chemării tale. Uitați-vă la prieteni care fac ceva pentru voi. Prieteni care împart durerile care le aveți și voi. 2. Trebuie să aibă principii. 1 Samuel, capitolul 20, versetul 9, spune în felul următor. Ionatan i-a zis, departe de tine gândul să nu-ți dau de știre dacă voi afla că pierea ta este lucru hotărât din partea tatălui meu și amenință să te ajungă. Tatăl lui Ionatan, anume Saul, vrea să-l omoare pe David, fără motiv. Și Ionatan, știind lucrul acesta, ia o decizie foarte interesantă. În loc să se supună autorității împăratului și autorității care tatăl lui avea peste el, el face ceva uimitor. El dă la o parte această voie coruptă a tatălui său și decât să asculte de o autoritate coruptă, el își ia inima în dinți, demonstrează că este un om de principii și pune pe primul loc dreptatea. Nu are rost să-l dau pe David pe mâna tatălui meu, pentru că David nu e un tâlhar, David nu ne-a făcut ceva rău. David a luptat luptele tatălui meu, Saul, ne-a dus pace și poate că oamenii laudă mai mult decât tatăl meu. Ce contează? Măcar ne-a făcut ceva bun pentru noi. Dar totuși, orgoliul și mândria lui Saul l-au determinat să caute moartea cuiva care era nevinovat. Și Ionatan, care este un tânăr cu principii, spune nu. Eu trebuie mai întâi să fiu drept. Poate că tatăl meu este împăratul, poate că tatăl meu este gelos sau are știu eu ce motive, a călcat sâmbătă dimineață și e nervos din știu eu ce motive care poate să aibă părinții. Dar totuși, dreptatea o punem pe primul loc. Trebuie să căutați să aveți prieteni cu principii. 3. Trebuie să caute creșterea spirituală. Și aici o să vedem un detaliu foarte important din cartea Daniel. Te rog, pune Daniel capitolul 1, versetul 3. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz căpetenia familiilor săi dregători să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Capitolul 8. Nu, direct capitolul 8. Daniel capitolul 1, versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurge cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiilor dregători să nu-l țilească să se spurce. Versetul 11 până la 13. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi credințase căpetenia familiilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavatul și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. Ce este interesant este că în tot acest pasaj, deși erau mai mulți tineri, nu era doar Daniel, ceilalți stac, nu zic nimica.
Și erau de viță boierească, de neam ales. În schimb, Daniel face ceva uimitor. Creșterea lui spirituală îi permite să se încreadă în Dumnezeu în momentele critice și din cauza că el se încrede în Dumnezeu, ia tărie și acțiune în situația respectivă, ceilalți se ved beneficiați. Ceilalți nu au luat o decizie ca Daniel, nu s-au pus toți la masă și au zis, bă, da, trebuie să facem toți așa, așa trebuie, nu ne permitem noi să fim lăsați deoparte de Dumnezeul nostru și să mâncăm ceea ce nu trebuie, nu. Unul singur a luat această decizie, restul l-a urmat. Creșterea spirituală a prietenilor tăi te va scoate chiar și din iad uneori. Te va scoate chiar și din problemele care stau în fața ta, poate că te va scoate din încurcătură sau poate că te vor mânghia pentru că vor avea capacitatea și creșterea spirituală ca să te mânghie. De câte ori nu v-au zis cineva, lasă că Domnul e bun și totuși parcă cuvintele lui le-a luat vântul. Dar atunci când vine cineva care are creștere spirituală, când vine cineva care a trecut prin necaz, când vine cineva care știe ce înseamnă să ai câteva cicatrici în inimă dintr-o încercare sau într-alta, cineva care vine dintr-un mediu în care Dumnezeu l-a scos și chiar dacă mediul acela era greu, atunci cuvintele acestei persoane are greutate, pentru că această creștere spirituală ne face să și credem oamenii care ne spun anumite lucruri, oamenii care ne mânghie sau oamenii care ne îndeamnă să facem anumite lucruri sau nu. Căutați să aveți prieteni care caută sau care au creșterea spirituală, pentru că dacă nu, la ce vă folosește o prietenie în care zâmbiți unul la altul? Și în ultimul punct al predicii, la care am zis că mulți o să fiți atenți, este vorba despre relația între un tânăr și o tânără în privința căsătoriei. Sunt trei puncte destul de interesante, dar înainte de ele vreau să fac două mențiuni. Prima este că trebuie creștere spirituală. Pentru că Biblia vede tinerețea ca o vreme în care trebuie să creștem din punct de vedere spiritual și a crește spiritual, bineînțeles, ne va permite să gestionăm o căsnicie. Vă zic de pe acum că poate să fie el știu cât de frumos, trecut pe la știu câte sale prin Europa, sau poate să fie ea cea mai frumoasă, că o trusă de machiaj și niște mușchi în plus nu ajută deloc în necaz. Luca capitolul 2, versetul 52, este un verset care deja l-am spus înainte, dar vreau să-l repet. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cineva care crește și este mai plăcut și este din ce mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, cum să nu-l binecuvinteze Dumnezeu cu o nevastă credincioasă? Cum să nu știe el cum să se comporte cu soția lui? Dacă știe cum să se comporte în relația lui cu Dumnezeu, oare nu va ști să se comporte și în relația lui cu soția? Și știu că unii puteți spune, vai, că tu nu ești căsătorit, că încă nu ai trecut pe acolo, dar cum am spus și alte dăți. Nu trebuie să mă arunc de la tajul 3 ca să știu că atunci când ajung jos, ajung și pe lista de bolnavi. Nu trebuie să fac lucruri nebunești în viață ca să știu că consecințele vor fi foarte rele. Puneți multă importanță pe creșterea spirituală înainte de căsătorie. Pentru că ce se întâmplă înainte de căsătorie determină și ce se întâmplă în căsătorie. Apoi, a doua mențiune este că toate au vremea lor. Eclesiastul capitolul 3, versetul 1. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Cum să merem la 15-16 ani? Cum ar fi să vină copiii dumneavoastră la 15-16 ani? Tati, tengo novia. Pentru ce? Să te țină de mână până la școală, ca altceva ce să faci, să-ți dea temele, să faceți teme împreună, ca altceva ce puteți face la 15-16 ani. Și știu că e de râs, doar că partea rea e că acest râs are și manifestarea lui reală. Versetul 11, același capitol. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. De multe ori atunci când este în inima noastră dorința noastră de a găsi pe cineva cu care să ne petrecem restul zilelor, uităm că în mod indirect noi ne gândim și la o relație fericită. Că nu zicem, Doamne, vreau să mă căsătoresc cu respectiva, să mă aflu în treabă. Nu știu, poate că mă ajută statul dacă mă căsătoresc, îmi dă o casă, din câte am înțeles în România se dă ceva bani dacă cineva e căsătorit sau dacă face știu eu ce botez. Nu, ne gândim la relații cu succes, la relații fericite, doar că trebuie să ținem cont de un lucru. Dumnezeu face ca o relație să meargă bine. Din cauza aceasta trebuie să avem acea răbdare și acea dorință ca Dumnezeu să intervină. Pentru că Dumnezeu face lucrurile frumoase la vremea Lui. Cum să facă Dumnezeu o relație frumoasă între un tânăr și o tânără la 15-16 ani? Și apropo de asta, vreau să menționez că aceste exemple care eu le dau, sau aceste relații sunt exemple de regulă, nu sunt nici de cum excepții. Că pot să apară excepții și așa mai departe, da. Doar că nu am venit să predic despre excepții, ci am venit să predic despre reguli generale. Și apropo, dacă veți citi în Scriptură, veți vedea că excepțiile au mai mult risc de a eșua și consecințele pot să fie și mai nefaste. Acum da, punctul 1. La baza relației este Biblia, Psalmul 119, versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău și versetul 105?
Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și eu acum aș vrea să vă întreb pe voi, aceia care vor să intre în căsătorie, și știu că mai mulți tineri sunt aici în dreapta mea, aceia care vor să intre în căsătorie sau care se gândesc să-și găsească un suflet pereche, cum ar fi să vă întrebe fata respectivă sau băiatul respectiv, de câte ori a citit Biblia? Păi, am fost la școala duminicală, n-am primit niciun premiu, dar în 15 ani, în 20 de ani de viață am citit Biblia o dată și altă dată am început din Vechiul Testament, că nouă era prea plictisitor. Cum ați rămâne? Dacă apare o problemă în viața voastră, cum credeți că o să vă rezolve problemele? Va trebui să se uite la alții cum predică pe YouTube, va trebui să caute sfat la alții, va trebui să meargă la păstor. Dacă vreți să aveți un preot în casă, preotul are nevoie de timp ca să se formeze. Nimeni nu poate să ajungă un mare slujitor al lui Dumnezeu sau un om descusit în Scriptură citind Biblia doar o dată. Aparte de asta, nu credeți că ar fi și bine să lăsăm ca Dumnezeu să ne călăuzească în modul în care ne comportăm cu viitoarea soție sau cu viitorul soț? Pentru că societatea ne va învăța. Trebuie să rabzi, trebuie să îi dai spațiu ei, trebuie să faci anumit lucru, trebuie să o scoți la cumpărături ca să uite de necazul de acasă și așa mai departe. Și sunt exemple reale. Ei bine, Biblia ne va învăța și cum să ne comportăm în aceste cazuri. Și veți vedea că de multe ori bate cap în cap una cu alta. Dar mai credibil este cuvântul lui Dumnezeu. 2. Călăuzirea lui Dumnezeu este cheie. Proverbe, capitolul 18, versetul 22, spune în felul următor. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea, este un har pe care îl capătă de la cine? Care îl capătă de la Domnul. Dumnezeu e acela care intervine, Dumnezeu e acela care lucrează și care face, ca doi credincioși să se înțeleagă bine. El este acela care gestionează aceste relații. Trebuie să-L includeți pe Dumnezeu în decizia aceasta. Câți mulți n-au dat-o în bară zicând, bă, știi ce, e frumoasă, mă înțeleg bine cu ea, hai să ne căsătorim. După ce s-au căsătorit, după 2 luni, mai era frumoasă, doar că nu mai se înțelegea bine cu ea. De câte ori nu se întâmplă chestiile astea? Cum se face că în secolul 21, în care avem mai multă cunoștință și avem, știu eu, mai mulți bani ca și în secolele următoare, nivelul de trai crește, dar totuși oamenii se divorțează din ce în ce mai mult? Bă, că banii cum să nu? Banii s-au mulțit, de fapt, că acum nu suntem la fel de săraci ca înainte. Uitați-ne de când am ajuns în Spania, că de când am ajuns ni s-au împodobit casele, nu s-au sărăcit. Cunoștința de asemenea crește. Nu ai cunoștință despre un anumit subiect. Nu trebuie să aștepți duminica să-ți predice cineva, că poți să dai click pe YouTube și ai câte predici ai nevoie. Dar totuși, e important să gestionăm această relație cu Dumnezeu. Mai ales, vreau să vă prezint un exemplu în care Dumnezeu a ales. Și este vorba de Isaac. În Geneza, capitolul 24, versetul 7, spune Biblia în felul următor. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și acolo vei lua o nevastă fiului meu. Și versetul 14. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bea și am să dau de buz și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. A fost Dumnezeu inclus în alegerea acestei neveste, da sau nu? A fost inclus, bineînțeles. Și atât de bine a ales Dumnezeu încât atunci când Isaac trebuie să sufere acea durere care suferă orice om cu mare durere și anume pierderea mamei sale, spune Biblia despre el că a fost mângheat prin cine? Prin nevastă sa. Dumnezeu a ales atât de bine încât una dintre durerile cele mai grele care le-a avut el a fost mângheată prin însuși nevasta lui. Includeți-l pe Dumnezeu în această relație. Dacă trebuie să așteptați un an, 2, 3, 4, e mai bine să aștepți un an sau 4 sau 5 sau chiar și 10 ca Dumnezeu să aleagă pentru tine decât să aștepți 2 luni să te divorțezi și apoi după aia să rămâi cu brațele încrucișate. Spunea un predicator la un moment dat că s-a rugat pentru soția lui 12 ani. El era încă copil, dar el predica despre rugăciunea preventivă. Și bine a făcut el că s-a rugat 12 ani pentru soția lui și la un moment dat îi zice cineva, bă, ziceți că sunteți făcuți unul pentru altul. Cum să nu se înțeleagă bine? Cum să nu fie făcuți unul pentru altul? Când 12 ani s-a rugat ca Dumnezeu să aleagă, când 12 ani s-a rugat pentru subiectul acesta, cum să nu dea rezultate bune? Dacă vreți să aveți relații de calitate, depuneți timp și efort, pentru că relațiile la plic de obicei nu sunt relații de succes. Vă înțelegeți bine prima zi, vă certați a doua și vă bârfiți și a treia. Și punctul 3, relația între un tânăr creștin și altul necreștin. Și aici vă întreb pe voi, se poate sau nu se poate? Puteți face semn cu capul sau să ridicați mâna? Ei bine, conform Bibliei nu se poate. Repet, acum predic despre norma generală, nu despre cazuri la parte. Nu se poate din cauza că în Vechiul Testament nu era permis și aparte de asta Iisus Hristos în Vechiul Testament zice că El a venit să împlinească legea, nu a venit să schimbe legea. Dar totuși hai să vedem ce risc poate să fie
pentru noi dacă alegem pe cineva care este nepocăit ca să ne fie partener de viață. Te rog, punem Numeri capitolul 25, versetul 1 până la 5. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor, țineți minte că s-a lipit de acest Dumnezeu străin prin fetele care aveau acest Dumnezeu. Și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, stinge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să ucide pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal Peor. Și ce s-a întâmplat? Fetele care aveau un Dumnezeu străin au făcut ca poporul Israel să se lipească de un Dumnezeu străin. Atunci când vă lipiți de persoană, țineți minte că acea persoană și-a idolii cu ei. Indiferent că e machiajul, internetul, fizicul și așa mai departe, rețelele de socializare. Când vă lipiți de o persoană, nu uitați că în casa acelei persoane, în cultura și în caracterul acelei persoane, Dumnezeu care l-a avut acea persoană va marca relația ta. Pentru că nu se întâmplă ca noi să mergem la biserică 5-10 ani, să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze și să ajungă clipa în care să ne uităm la o fată și să zicem, bă, asta e frumoasă, tal, și uităm completamente de Dumnezeu. Nu, luăm Dumnezeu nostru cu noi când alegem, ne uităm la principiile ei, la caracterul ei, ne uităm la ce are în minte, ne uităm chiar și cât de curată a fost fata aceasta. Acest lucru se aplică și în cazul băieților, chiar dacă eu acum vorbesc din perspectiva băieților, ok? Și aparte de asta, din punct de vedere spiritual, o nevastă are un rol prestabilit de Biblie și anume un ajutor potrivit. Dacă cineva nu are același Dumnezeu ca voi, băiat sau fată, dacă nu are același Dumnezeu ca voi, nu poate să fie nici preot pentru voi, în caz în care este băiat, pentru că bărbatul este preotul casei, și de asemenea, fata nu poate să fie un ajutor potrivit dacă nu are același Dumnezeu ca și tine. Și poate că la un moment dat, totuși, chiar relațiile se strică. Indiferent că vrem noi, cineva are o zi mai rea și așa mai departe, e mai slab spiritual, apare un necaz în viață, un examen neluat, caracter frustrat, mintea înceață. Ce am putea să facem atunci când relația cu familia noastră se strică, atunci când relația cu un prieten bun ajunge să se rupă sau să fie pe punctul de a rămâne într-o situație jalnică? Sau ce putem să facem atunci când viitoarea noastră soție, pe care am lăudat-o în imaginația noastră și la părinți și la socri atât de mult, se strică? Ei bine, Biblia oferă trei metode peste care voi trece fugitiv, pentru că sunt ușor de înțeles și ușor de aplicat. Și anume blândețea, Galateni 6:1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu fiți spitit și tu. De asemenea, Proverbe 15:1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Fiți blânzi, oameni buni. Astăzi poate că cade partenerul vostru, tatăl vostru, prietenul vostru care îl cunoașteți din vremea liceului, dar poate că mâine cădeți voi. Nu vreți cumva ca acea relație în care tot ați investit timp, energie, bani, v-ați consumat emoțional, să aibă o a doua șansă pentru că arătați blândețe? Nu e cumva atât de proces, dacă îmi permiteți expresia, cum dăm cu piciorul la oameni din cauza că nu arătăm și noi puțină blândețe față de ei? Bă, șeful nu m-a plătit 50 de euro, m-a plătit 50 de euro mai puțin, poate că o greșit, nu știu, dat seama, mai zici după aia cu duhul blândeții și cam aia e. Poate că îți dă și în plus pentru că ai avut și bună educație față de el. Bă, nu mă înțeleg bine cu prietenul meu, nu mă mai cheamă nicăieri la conferințe. Dă-l încolo și așa știam eu că la un moment dat va face una sau va face alta. Mergi cu buna, ce rost are să pezi pe prietenul tău atât de ușor? Poate că prin acel om, știu eu, se va face vindecări în casa ta, poate că va fi proroc în biserica ta, vrei să dai la o parte un prieten valoros atât de bun, pentru că nu ai avut bunul simț și sensul comun ca să zici, bă, hai să fiu și eu mai blând cu el, să-i mai dau o a doua șansă? Apoi, evitarea cerții, Proverbe 17:14. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept știe să o potolească. E bine... Dacă vrem să potolim chiar și cerțile care apar, pentru că multe probleme pornesc de la cuvinte, nu pornesc de la faptul că merge cineva, îi dă la altul o palmă pe stradă și de acolo gata, ceartă în biserică. Nu. Mai întâi, cele mai mari probleme din viețile noastre sau cele mai multe probleme care le avem noi, pornesc de la cuvinte. Când vedeți că cineva începe cu cearta, primul lucru care trebuie să faceți este să potoliți cearta. Că una este să vorbești cu cineva ca să te confrunți cu el și alta este să vorbești cu cineva ca să cazi de comun acord, ca să găsești o soluție. Și de asemenea chiar și blândețea, când zice că un răspuns blând potolește mânia, nu se referă la faptul că trebuie să ai dreptate, nu, un răspuns blând doar ca să potolești mânia. Altă dată când omul se liniștește, îi vorbești.
Când vezi că este mai cu capul pe umeri, când deja s-a dus mânia, când lasă deoparte orgoliul lui și este iar om calm, atunci îi vorbești, atunci faci dreptate. Dar când e probleme, când e tensiune, când situația stă să meargă mai departe de ceartă sau când de fapt cearta apare, mai întâi trebuie blândețe. Folosiți vorbele ca să mențineți o relație vie, nu ca să omorți persoana care este în relația aia. Și până la urmă trebuie veghere. Iacov 3:10 spune în felul următor. Din aceeași gură ies și binecuvântarea și blestemul, nu trebuie să fie așa, frații mei. Criticile neconstructive, cuvintele care îs degeaba și aruncate în vânt. Dacă vreți să le spuneți, dacă vreți să spuneți cumva acest lucru acelei persoane, spuneți-i măcar în față și cu educație, pentru că atunci când Biblia ne spune să fim oameni, acolo implică și educație și respect. Și până la urmă, am un verset care folosesc ca încheiere și anume se găsește în 1 Ioan 3:18 și spune în felul următor. Copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și știți din ce cauză? Pentru că manifestările de iubire prin cuvinte se duc. Cu toate cuvintele care eu le-am spus înainte, dacă n-ar fi fost înregistrate, nimeni nu poate că nu și-ar aduce aminte de ele. Dar atunci când tu arăți iubire în mod material, când cineva are nevoie, știu eu, de o mașină ca să se ducă la lucru sau ca să se ducă în mod urgent la aeroport și faci cadou acea mașină, când va vedea acea mașină, bun, va vedea o soluție la problema lui, dar va vedea și manifestarea iubirii care tu ai avut față de acea persoană. Și câte persoane nu au fost în conflict cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu de-a lungul timpurilor, dar până la urmă iubirea ce a făcut? Iubirea a înduplecat pe aceia care erau împotriva lui Dumnezeu. Alții care îl urau pe Dumnezeu acum laudă. Pentru că atunci când iubirea se manifestă, cum să nu meargă bine o relație? De aceea, dacă vrei succes în gestionarea relațiilor, în ceea ce privește familia, prietenii și chiar și viitoarea nevastă sau viitorul soț, nu trebuie să uitați că e nevoie de blândețe, e nevoie de înțelegere, e nevoie să evitați certuri, e nevoie să arătați dragoste, dar într-un mod în care dragostea să aibă o manifestare materială. Amin. Pe Dumnezeu cu o cântare și apoi un moment spre încheiere. Deseori te străduiești și încerci să izbutești în lumea plină de durere. Cauți la oameni adăpost, vezi că n-are rost, că ei nu-ți dau. În cer e Domnul ce vechează.
Ne rugăm cu toți în picioare și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a vorbit atât de minunat și în această seară și vrem să înțelegem că punându-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, având părtășia aceasta cu El în fiecare zi, atunci vom avea o relație corectă cu familia noastră, cu părinții noștri, cu copiii noștri, cu tinerii, cu tinerii între ei și de asemenea tinerii noștri în vederea căsătoriei, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i călăuzească, având cu El o relație cu Dumnezeu, El nu ne va lăsa, El nu îi va lăsa, El îi va ține în brațul Său și le va da o călăuzire curată și sfântă. Haideți să mulțumim pentru seara aceasta și pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit și în această seară. Slăviți să fie Domnul!
să ocupați locurile câteva momente. Programele bisericii rămân aceleași, marți de la ora 9 rugăciune, joi de asemenea de la ora 9 rugăciune, apoi duminică din nou ne întâlnim la Casa lui Dumnezeu. Am primit aici un bilet din partea Departamentului de Școală Duminicală, cred, sâmbătă 23 iulie de la ora 10 la ora 14, va avea loc în biserica noastră o evangelizare pentru copii organizată de învățătorii școlii duminicale. Tema va fi Păstorul cel Bun și va cuprinde un timp de laudă, lecție biblică, verset, manualidades, jocuri, surprize și o gustare. Sunt așteptați toți copiii de la 4 ani în sus, plus invitații lor, copiii, vecinii noștri, cei care au copii, Dumnezeu să ne ajute să facem această lucrare și să-i chemăm la Casa lui Dumnezeu. La ieșire veți primi invitații pe care le veți oferi copiilor invitați, vă așteptăm cu drag. Tinerii de la Peniel și Shalom, care vor să se implice, să ajute în această lucrare, se ia legătura cu învățătorii la școala duminicală. Dumnezeu să vă binecuvinteze întreaga lucrare și lucrarea aceasta și cred că s-a mai făcut și anul trecut, mi se pare, această lucrare. Dumnezeu să binecuvinteze și această lucrare. Prin harul lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară, pentru această zi și ne despărțim cu harul și pacea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați. Amin.